Inspirație zi de zi de la oameni diferiți. 3, 6, 5. Prima întrebare este, pe cine admir cel mai mult și de ce? Ok. Pe cine admir cel mai mult? Nu admir o persoană anume. Ok. Admir niște valori între ființele umane. Și aceste valori se regăsesc în anumite persoane. Ce anume admir cel mai mult este demnitate, da, onoare, angajament pentru ceva extraordinar de mare, pentru contribuție. Și în categoria asta fac parte Gandhi, bine, Buddha ar fi trebuit să întreb ce cronologic cu el, da? Favoritul meu patriarh de zen, Huineng, Mandela, îmi place jucăușenia lui Einstein. Cam ăștia sunt, da? Bine, sunt mulți oameni, da. Leonardo da Vinci, da. Sunt mulți oameni valoroși. Ăștia, venit, ăștia mi-au venit, da, acum. Ok. Dar ți-am spus care sunt valorile pe care eu le admir. Da. Super. Ok. Care e un obicei sau obiceiuri, sau chiar și convingeri noi, pe care le-ai adoptat în ultimul an sau ani, care ți-au schimbat viața într-un sens pozitiv? Obiceiurile și convingerile nu schimbă viața. Da. Ce schimbă viața este când îți dai seama că faci ceva care nu funcționează pentru tine și renunți la el. Este o nouă perspectivă, este o altă perspectivă, nu este nouă perspectivă, este o perspectivă veche de milenii. Prefer, în loc să mă îngrop cu convingeri, de fapt nu vreau să am convingeri, de fapt renunț la ele, doar de câte ori le prindeți pulber. Așa. Eu știu că pot să aleg și pot să fac orice în viața mea. În concluzie, asta e singurul lucru care îmi schimbă mie viața mea, pentru că sunt prezentă. Cresc prezența din ce în ce mai mult și atunci cum mă prind că este ceva pe care nu-l fac, pe care îl fac și nu este autentic, doar renunț la el. Asta e singurul lucru pe care l-am. Am un profund angajament la a renunța ce nu este autentic, pe care eu îl fac, și ori de câte ori îi dau drumul la ceva neautentic, cine apare din spate este potențialul meu. Viața mea. Okay. Înțeleg. Super. Dacă ar fi să înveți pe cineva un lucru sau concept, care ar fi acela? În primul rând, nu o să-l învăț un concept și nici nu trebuie să-l învăț ceva. Ok. Oamenii nu au nevoie să învețe ceva, mai degrabă să li se arate. Da? De pildă, dacă eu îi spun cuiva că el se poate uita la viață din mai multe perspective. Da. Ca atunci când te urci pe o scară. Da? Când te urci pe o scară de lemn, ai prima treaptă, a doua treaptă, a treia treaptă. Da. Și când te uiți din diferite trepte, vezi mai mult teritoriu, vezi mai bine ce este dedesubt, nu așa? Vezi mai mult, evident, nu? Da, vezi. Ok, da. Dacă ai o astfel de conversație cu o ființă umană, în care o ființă umană poate să vadă că are acces la mai multe perspective, el singur poate să aleagă ce e benefic pentru el. Cu siguranță. Da. Care e acel lucru pe care oamenii îl consideră nebunesc și tu nu-l consideri? Ai sărit de aici. Ok. Da. Nebunesc. Care este acel lucru pe care oamenii îl consideră nebunesc și tu nu? Da. Ok. Să ieși din cursa de a avea cât mai mult bani, cât mai mulți bani. Să ieși din cursa de a avea succes așa cum îl înțelege toată lumea. Să nu vrei să spargi capul cuiva care ți-a făcut, între ghilimele, rău. Să nu fie o chestiune de orgoliu prioritară sănătății și vieții tale. Astea sunt nebune. Eu le fac pe astea. Adică renunț la orgoliu, renunț la încăpățânare, renunț la demonstra, renunț la domina, a controla, a avea succes, a fi deasupra tuturor. Renunț la alea, constant. Asta probabil că e nebunesc în accepțiunea în general a oamenilor. Înțeleg. Da. Care e una din investițiile tale care a dat roade? Investiția în propria mea trezire. Da, a dat roade. Okay. Sunt vie. Ok. Bine. Și nu mă refer la corpul meu, respiră și merge și mănânc și nu știu. Mă refer la faptul că sunt vie cu adevărat și trează. Ok. Altceva? Ce ai pune pe un afiș care ar fi văzut de tot globul? Wake up.
Wake up? Da. Text mare wake up? Da, da. Ok. Ce faci când nu ești focusată sau te simți copleșită de ceva anume? Când nu sunt focusată, mă prind, dacă mă prind imediat, da. mă prind. Când mă prind că nu sunt focusată, mă focusez când m-am prins. Da? Okay. Deci totul e, trebuie să fii prezent ca să-ți dai seama că ești nefocusat. Când ești prezent, deja nu mai ești nefocusat. Uh-huh. Și când mă simt copleșită, îmi dau seama că sunt neprezentă, pentru că eu am toate tehnicile din lume ca să știu să nu mă las prinsă de jocurile de care te copleșesc. Copleșirea nu există în realitate. Dacă ești conectat la realitate, nu ești copleșit. Super! Mai departe. Dacă fericirea da. Ar fi moneda națională, ce muncă te-ar face bogată? Cum ai deveni bogată? Dacă fericirea ar fi moneda națională. Da. În primul rând, bine, întrebarea asta eu nu pot să răspund la ea, pentru okay. că eu știu, pentru mine, din experiența da. Mea, că noi suntem fericire, nu avem nevoie de fericire. Okay. Suntem deja bogați. Suntem fericiți deja. Uh-huh. Și orice muncă faci, îți dă fericire. Dacă mături strada, știind că ești fericire, o faci cu plăcere, o faci fără să stai colțurile, o faci cu bucurie. Okay. Orice lucru poți să-l faci așa. Mm-hmm. Okay. Ce carte sau cărți ai face cadou tuturor prietenilor tăi? Cartea mea. Super! Cartea mea se cheamă You Asshole, You Caused It și este vorba în ea despre responsabilitatea individuală. Mai degrabă este un manual de educație ontologică. Tot ce ți-am spus până acum este exprimat în carte sub forma experiențelor care m-au făcut să văd acele lucruri la nivel profund, atât de profund încât fac parte din viața mea acele valori. Ok. Ce frică ai depășit și ce ai învățat din experiență? Ok. Ce frică am depășit? În momentul în care m-am trezit în 1983, am participat într-un curs de educație ontologică, am realizat că fricile fac parte din noi, acompaniază viața noastră până murim. Deci cu fricile n-ai cum să scapi de ele, pentru că nu vrei să scapi nici de mâinile tale, nici de picioarele tale, nici de capul tău. Nu poți să scapi de fricile tale, pentru că nu poți să scapi de ele, pentru că sunt la pachet cu tine. Ce am învățat este să le las să fie și să continui să-mi trăiesc viața cu ele. Super! Mm-hmm. Cărui fapt atribui cele mai mari reușite din viața ta, dar cele mai mari eșecuri? Ok. Pentru mine este un pic amestecat succes și eșec. În primul rând sunt niște interpretări. Nu există în realitate. Eșec și succes nu există în realitate. Dacă ar fi să folosesc cuvântul eșec, aparent eșecurile mele au fost când am fost ignorantă, când am fost adormită, când am fost amorțită în viață, când am mers pe pilot automat, când am fost în condiționare. Când mergeam orbește, asta ar fi... Nu, dar de fapt nu e un eșec, pentru că și asta te duce la ce? Te duce la a te elibera de asta. Nu? Deci sunt benefice, deci nu există eșec și succes. Și dacă ar fi să vorbesc în termen de succes, este în momentul în care te trezești pe pământul ăsta și faci maximum din propria ta viață, în sensul în care ești împlinit și trăiești cu bucurie și contribui. Bun, asta aș spune că este succes, dar nu pot să folosesc cuvântul ăla pentru că nu-mi place. Da. Ok. Am înțeles. Okay. Dacă mâine ai pierde totul, ce ai face? Well, ce să spun, viața m-a învățat că a pierde de cele mai multe ori nu este un lucru rău. În concluzie, o să-mi spun că sunt curioasă să văd ce viața mai îmi dă extraordinar. Ce tare! Ok. Ce sfat ai da unei versiuni mai tinere a ta? Să fac același lucru pe care l-am făcut până acum. Ok. Care e cea mai bună metodă prin care o persoană poate obține ce vrea, ce își dorește? Să se trezească. Să se trezească. Da. De fapt, o ființă umană primește întotdeauna ceea ce vrea. Ce avem este ce vrem. Ce vrem este corelat la câtă lumină sau întuneric avem în cap. Da? Dacă ai o viață suferindă, dacă ai rezultate mici, este pentru că nu ți-ai deschis capul încă ca să gândești liber. Libertatea de gândire
Și valorile din viața pe care tu ți le generezi și le recunoști și le promovezi, îți dau viața pe care o ai. Okay. Ok. Dacă auzi cuvântul succes, da, la ce persoană te gândești prima oară și de ce crezi că a reușit? Succes pentru mine... Din nou cuvântul. Dar fiind faptul că eu sunt un lider în educație ontologică și o persoană care se antrenează în această educație, da, de 30 ceva de ani. O persoană de succes, și ți-am spus un cuvânt pe care nu-l folosesc, nu-mi place, da, dar în termenii tăi, ca să-ți spun cine aș crede eu că este o persoană de succes, orice ființă umană care a dus la elevarea conștiinței pe planetă este un om de succes. Nu pot să asociez cu ei succesul, pentru că nu pot să asociez cu ei. Elevarea conștiinței pe planetă. Oamenii care au făcut acest lucru au... succes? Scuze-mă. E regulă, înțeleg. Nu, sunt două paradigme diferite. Zi. Da. Da. Și ultima întrebare. Da. Ce nu te întreabă oamenii niciodată și ți-ai dori să te întrebe? Probabil la ce trebuie să renunț ca să fac ceea ce cu adevărat vreau să fac. Super. Ăștia suntem. Da, mulțumesc, Oli.